Salutare, fraților! Astăzi am făcut o selecție cu cele mai bombă skin-uri și am rugat 5 jucători diferiți de la Rel să ne spună pe care le preferă mai mult. Hai să vedem ce a ieșit. AVP Fei. Meduza e de când a apărut jocul, e printre primele AVP-uri apărute și nu m-a tras niciodată. AVP Fei, îmi place puțin mai mult. AVP Meduza. E mai frumos și decât Fei de la așa. Că AVP Meduza, nu știu. O să aleg AVP Fate, deoarece mi se pare un skin foarte frumos și este nou apărut și are comiază astea, adică poți avea și un cuțit Fate și un AVP Fate, se pare o comiază super șmecheră. Bă, e o alegere grea, dar cred că merg pe Meduza, îmi place mai mult Meduza. E, are un design, nu știu, mai special, așa, e unicat. Chiar e unic. Bine, și Fate-ul e unicat, dar deja Fate-ul e pus pe prea multe chestii. Și pe cuțite, și Glock. Merg pe Meduza 100%. Mm-hmm, avem pe Meduza, cu sigur. O alegere mai grea aici, sincer, dar cred că o să merg pe Neon Rider, sim. Da. Neon Rider, mai frumos, mai așa, mai talent. Cred că Neon Rider. Nu prea-mi place Empress. Am mai avut subat move. AK Neon Rider, clar, pentru că este skin-ul meu preferat și l-am și în momentul de față în inventar și mi se pare unul dintre cele mai frumoase AK-uri. Neon Rider e și AK-ul pe care l-am eu, că de când a apărut e AK-ul pe care l-am. Nu l-am schimbat, dar așa o tocat la el stickele alea, Gyeongsman Horror, dacă vrei îți dau și o poză pe să vezi cât de mișto arată. Nu o să mi-l schimb niciodată, cred. Băi, îmi plac amândouă. Neon Rider-ul îmi place foarte mult culoarea, așa că e cu mov și... E o culoare bine văzută în jocul ăsta. Chiar îmi place cum se vede în CSGO. Dar merg pe Empress pentru că l-am avut și chiar a fost printre skin-urile mele favorite. Le-am avut pe ambele. Am avut Gamma Doppler Phase 2, ăla verde. Cred că e Phase 2. Dar acum sunt Road to Karambit lor, fac trader și sunt către am la un Karambit lor. Deși Field Tested arată cam nașpa, de la manual wear în sus e genial. Aici... Le-am avut pe amândouă. Back in time, dar merg pe lor. Gamma Doppler, fără nicio discuție. E așa mai verde, mai frumos. Îmi place verdele. Cred că o să aleg un Karambit Gamma Doppler, orice este așa puțin mai verde, depinde și ce prinzi. Da, o să merg pe un Gamma Doppler, este un skin foarte frumos și... ceva mai frumos decât lor 100%, deci o să merg pe Gamma Doppler. Gamma Doppler, mai ales dacă e Emerald. O să aleg Bayonet Autotronic, pentru că Tiger-ul mi se pare un skin prea atât de frumos și dacă n-ai citere la maxim, deci o să merg pe un Autotronic, Bayonet Autotronic, clar. E super frumoasă. Tiger-ul nu mi-a plăcut niciodată pe niciun fel de skin, mi se pare marou ăla, mi se pare absolut oribil. Și la Autotronic, sincer, indiferent dacă e field tested sau, nu știu, nu e neapărat minimal wear sau factory, nu, chiar se vede foarte bine. Roșul ăla e puternic pe, indiferent de, știi ce rău zic, e Autotronic. Tiger, tu și Autotronic. Îmi place mai mult stilul de la Autotronic, așa e mai diferit față de toate celelalte, deci cred că Autotronic. Bă, nu Tiger tot. E o decizie grea, pentru că Tiger Tutu, fără detalii high în joc, se vede ca și un muștar așa mai vechi, știi ce zic? Dar nici Autotronic nu e ceva special. Am să merg pe Autotronic, e mai frumos. Da, Emperor. E mult mai frumos așa, după părerea mea. Îi dă mai bine în joc așa albastrul. Emperor. O să aleg Neonoir, pentru că este, cum am spus și la AK, este skin-ul meu preferat și l-am și acum în inventar, deci să merg pe Neonoir, este un skin foarte frumos. Neonoir, clar. Emperor. Mi se pare că are mult mai multe detalii și, indiferent dacă e field tested, arată bine. Neonoir și Factory nu mi se pare urât. Astea, Kobaskia, sunt mânuși la alea albastre, de la avut Jackson mereu și am zis că sunt cel mai urâte mânuși pe care le-am văzut vreodată. Deci, Snow Leopard. Kobaskia, că dă bine cu M4 la Emperor. Bă, sunt ciudate ale Leopard. Celelalte. Ia sunt ciudate astea. Nu, e o decizie deloc grea, cred că toată lumea are o să aleagă Kobaskia, pentru că
sunt prea frumoase, sunt prea frumoase și designul e ce trebuie. O să le pe cei de la Cobalt Scales, pentru că știu că sunt unele albastre și sunt, cred că, printre cele mai frumoase mănuși, deci să merg pe Cobalt Scales. Sincer, nu îmi place niciunul dintre ele, dar am să merg pe Sunset. Am să merg pe Sunset Storm pentru că e un clasic roșu, așa. Cred că merg pe Hypnotic, e așa mai veche, mai de mult în joc. Și arată și mai bine, sincer. Hypnotic e printre skin-urile alea mai vechi pe care nu prea le are oricine și mi se pare că atunci când vezi un Deagle din ăsta îți creează așa o nostalgie. Hypnotic. Deagle Sunset Storm. Am mai avut, da, a plecat la pariuri. Deagle, Hypnotic, Sunset Storm mi se pare așa mai 50-50. Hypnotic este unul foarte frumos. Kill confirmed, roșu așa cu un craniu, ce trebuie. Kill confirmed, e puțin overpriced părerea mea, dar kill confirmed. Kill confirmed este cel mai frumos SP posibil, deci o să aleg kill confirmed. Este unul pe care mi-l doresc foarte mult și o să mi-l achiziunez, deci kill confirmed, stau asta. SP o kill confirmed, am avut manșca puțin cu ele, e forță rău. Poate am numai câte 5 pe rundă. Aș alege kill confirmed, dar am să aleg Cortex pentru că este o SP-ul pe care îl folosesc în momentul de față.